Bun găsit la o nouă ediție Discuții de Budoar, doar aici la Human TV. Sunt amorezată și vreau să învăț să-mi cuceresc partenerul, cel cu care poate mă pregătesc de o întâlnire sau deja m-am întâlnit, în funcție de zodia lui. Am aflat data nașterii, mi-am dat seama ce zodie este și vreau să știu cam ce-i place, cum îl seduc, unde îl duc în vacanță. Avem atâtea lucruri de discutat, învățăm să cucerim bărbații în funcție de zodie, imediat după generic. Învățăm astăzi să cucerim în funcție de zodie. Pentru că acum cu siguranță vă gândiți și voi la un anumit băiat, îi știți zodia și vă întrebați oare ce îi place, oare cu ce puteți încânta, păi ne pregătim și aflăm astăzi totul. Astrolog Maria Sârbu este astăzi alături de mine. Bun găsit! Și mulțumesc mult cu ea, elucidăm acest mister. Hai să le elucidăm. Bun. Luăm fiecare zodie în parte și vedem cum îl putem seduce, da? Ok. Să presupunem că ne-a căzut cu tronc un berbec. Trebuie să fim destul de atente la inițiativă, da, pentru că ei sunt de regulă impulsivi, deci să nu stăm prea mult pe gânduri și să nu cerem termene de gândire cine știe cât de mari. Pe de altă parte, lor le place roșu, așa încât v-aș recomanda să purtați măcar unghiile roșii, dacă nu altceva. În altă ordine de idei, sunt foarte buni ca și parteneri sexuali. Sunt foarte atenți pentru că știu că vă place să primiți flori, să fiți alintate, răsfățate. Și un berbec este bun în acest sens, dar, pentru că există și un dar, trebuie să fiți creative. Berbecul, ca și alte zodii aventuroase, pentru că au aventura bun și amant. Provocare, bun amant, eu vreau să subliniez altceva. Să nu-l faceți să se plictisească și să nu-l țineți din scurt sau să nu-l țineți acasă, pentru că îl pierdeți prea repede. Și mai multă libertate. Nu neapărat libertate, pentru că poate să aibă libertatea și lângă persoana iubită, dar să fie provocare. Tot timpul în relația cu un berbec trebuie să existe provocare. Atenție că persoana poate să aibă caracteristici de berbec, având Marte lângă Soare, spre exemplu. Vă recomand să fiți un pic atente dacă are glopiță în barbă, clar are ceva de la berbec și un accent din punctul ăsta de vedere, deci provocare mai ales, după care vedeți din punct de vedere creativ cum stați și voi, pentru că s-ar putea să trebuiască să mai învățați câte ceva și să faceți din relația respectivă o poveste frumoasă. Dar se poate lega o relație de lungă durată și cu un bărbat berbec, nu? Categoric, categoric. Oricât ar fi de aventuros, dacă există iubire, bărbatul merge către iubire, berbec sau altă zodie fiind. Bun. Pentru că sufletul primează, oricât încearcă să-l ascundă. Dar are așa puțin din casa nouă în el. E, dacă zicem asta despre berbec, ce mai zicem despre gemeni? Aha, bun, mai avem Taur. La Taur să nu-i mutați mobila prin casă, să nu-i faceți surprize și să nu-l funcționați din stabilitate, pentru că fuge mâncând pământul. Din punct de vedere al culorilor, vă recomand să-i purtați la întâlnirile cu Taur mult verde sau culori de pământ, culori din natură. Nu roșu, că se înfurie. Nu roșu, da, exact. În altă ordine de idei, lor le plac foarte mult obiectele de valoare, deci nu purtați tot felul de chestii ieftine sau să vă împopoțonați sub o formă sau alta. Fără gablonțuri, adică ceva fără veritabil apreciază. Exact. Dacă nu aveți un anume gen de lux, un anume gen de inel, mai bine mergeți cu mâinile curățele sau așa ceva, decât să vă puneți tot felul de chestiuțe. În altă ordine de idei, pentru Tauri, dacă vreți să îi țineți lângă dumneavoastră, trebuie să le oferiți stabilitate. Întâlniți-vă de 2-3 ori în același loc, la aceeași oră, faceți lucruri împreună. Ei fiind mari gurmanzi prin zodia lor, de asemenea vă recomand să mergeți la restaurante în general și mai puțin la cluburi. Acum mai depinde
și de ascendent, dar de obicei. De sunt mai liniștiți. Nu, dar primează pofta de bucurii. Adică gurman nu înseamnă că este neapărat un mâncăcios, ci un tip care știe să aprecieze mâncarea și finețea ei și luxul. Da, dar îi place oarecare stabilitate, adică dacă preferă același loc, aceeași oră. Exact, exact. Nu eu prea variază. Vă zic niște artificii acum. Voi alegeți ce oră vreți, puteți să schimbați ora de azi pe mâine, nu-i problemă, dar eu asta v-aș recomanda. Da, deci nu îl scoateți din aranjamentele lui, că iată, nu îl încântă. Și am ajuns la Casanova, la Gemeni. Așa am făcut, da. Vreți un amant bun? Ok. Dacă nu vreți doar o relație sexuală sau dacă vreți bătăi de cap, încercați să cuceriți un geamăn, da. De ce se lasă greu? Se lasă greu pentru că este foarte dinamic, este personalitate dublă, geamănul sensibil și geamănul dur. Acum este geamănul sensibil, acum este geamănul dur. Nu știu dacă vă pricepeți să vă înțelegeți cu amândoi, poate cu un pic de psihologie, poate nici așa. E greu de domolit. Sunt foarte drăgălași și sunt convinsă că foarte multe dintre telespectatoare au inimi rupte de gemeni. Chiar aș vrea niște confirmări, dar nu uitați că este o zodie mentală, deci mizați foarte mult pe inteligența voastră, pe creativitatea mentală, pe tot ce înseamnă luciditate, răspunsuri prompte, spontaneitate și tot ce se referă la minte, rațiune și luciditate. Pe ei puteți cuceri mai puțin pe partea sufletească și mai mult pe partea mentală. Adică cu inteligența noastră sau cum? Cu inteligența, da, și la nivel mental. Genul de a-i ameți de cap și nu altfel. Dar gândiți-vă că vă lansați în niște provocări la care trebuie să puteți miza pe ceva concret, pentru că veți primi niște răspunsuri pe măsură și va trebui să le reformulați răspunsul și uite așa. Din idee, învățați foarte multe lucruri, dar sufletește, nu știu dacă reușiți să faceți exact așa cum ați dori voi. În alt ordine de idei, vă recomand pătrățele, culori de la albastru, tot felul de nuanțe, turcoaz și așa mai departe. Iar ca și situația personală, să nu vă supărați dacă vorba aceea sunteți în bucătărie și auziți că din baie el își programează altă întâlnire, vreți un geamăn, aveți un geamăn. Deci ne așteptăm și la asemenea situație. Posibil, da. Da. Deci atenție cu gemenii. Acum hai totuși să nu-i denigrăm. Sunt foarte, foarte sufletești și sunt foarte drăgălași. Dar atâta timp cât ei sunt împăcați cu ei și în momentul în care sunt în dezechilibru, cam asta se întâmplă. Și hai să punem un pic de cetul pe rană, cât sunt interesați de evoluție și cât sunt interesați de în relații în același timp sau gemeni sau altă zodie fiind. Racul este sensibil? Racul este sensibil. Depinde acum unde este luna situată pe harta unui rac, dar de regulă, ca și berbecul, se sensibilizează mult mai ușor. Ce era important pentru berbec, s-ar putea să fie și timid printre altele. Berbecul? Da, impulsiv, dar timid. Pe race puteți cuceri cu romantismul sau cu a discuta chestiuni de suflet, a face lucruri dragi sufletului, mai puțină discuție și mai puțină miză pe parte de inteligență. Nu înseamnă că trebuie să tăceți din gură, dar nu insistați pe tot felul de contradicții, ci mizați pe partea sufletească. Gesturi de tandrețe, cam asta. Gesturi de tandrețe, cine romantice, invitații la film și alte lucruri ușoare de acest gen. În egală măsură vă recomand să purtați alb și pe cât posibil să aveți așa mai inocente. Da, să aveți lucruri languroase, lucruri
Adică evitați negru, spre exemplu, care pe un rac nu va stimula deloc să vă aprecieze, și a fi radicale. În niciun caz nu veți câștiga mare lucru. Puteți fi radicale cu un capricorn, dar cu un rac, în niciun caz. Deci nu-i punem piciorul în rac. Nu, racului în niciun caz. Se sperie. Ia la fugă. Dă în isterie sau în altceva și nu cred că asta veți obține. Deci cu vorbă bună. Și sentimente calde. Okay. Și leul? Este regele... Regele... puțin cam greu de cucerit, pentru că este un orgolios și chiar și dacă l-ați fi cucerit, tot nu vă lasă să vedeți lucrul ăsta. Vă recomand auriu și tot ce înseamnă lucruri strălucitoare. Îi place opulența. Și puterea mai. Da, nu e el regele junglei. Da, asta nu înseamnă că nu se va da la o parte, că se va da la o parte vreodată dintr-o eventuală provocare de a-i lua puterea, deci în niciun caz nu va fugi, dar... Îi stârnește asta interesul? Îi stârnește, dar îi stârnește și orgoliu în egală măsură. Și deci poate să-i placă, dar poate să-l și lovească. Să-și rănească în egală măsură el ulterior. Totuși, leii ca și parteneri sunt foarte drăgălași, pentru că știu să aprecieze femeia, ei fiind practic o zodie foarte masculină ca și trăiri, dacă putem să spunem așa. Ce v-aș recomanda, la fel ca și la Taur, lucrurile să fie la mare, să nu vă gândiți, lasă că pun eu acolo în colțul camerei floarea aia care o am de la el, nu îl va impresiona, dar îl va impresiona dacă puneți foarte multe lucruri pe care le apreciază. Adică gesturile acestea mici, simple, nu-l dau. Nu, ales pentru scorpioni sau pentru fecioare. Deci tot ceea ce înseamnă mare și frumos, el se va lăuda cu dumneavoastră, va ieși în față, va vrea să se afirme cu prietena sau cu relația pe care o are. A, da? Îi place să se etaleze? Da, îi place să se etaleze, că doar e leu și cocoș. Bun. Așa încât trebuie să fiți întotdeauna cea mai frumoasă, cea mai zâmbăreață și e ok ulterior. Deci la întâlnirea cu lui, cât mai elegantă, da? Elegante și strălucitoare. E o diferență de nuanță acolo foarte interesantă. Aha, deci mai mult așa stilul acela glamour. Da, glamour, nu? Mm-hmm. Da, trebuie să-l atrageți. Fecioara. Fecioarelor le plac femeile inocente sau care preferă rolul de școlăriță. Îmi plac femeile fecioare. Nu ar zice, să aibă pe cine să învețe și cui să explice. Și săgetătorii au tendința asta, să aibă cu cine filozofa. Vă recomand să purtați maro sau tot ceea ce înseamnă culoare derivată dinspre maro. Crem, auriu inclusiv sau combinații. Și albastru, în egală măsură, dar vedeți că, la fel ca și gemenii, sunt zodii mentale, da? Și vor pune foarte mare accent pe inteligență și mai ales pe pragmatism. Dacă nu vor observa că sunteți și suficient de pragmatică încât să vă doriți întâlnirea cu el sau să o faceți în așa fel încât să știți ce vreți, și să arătați că știți ce vreți de la el, s-ar putea să... Dar el este hotărât? Mai ușor. Fecioarele. Aha, deci el știe ce vrea încă de la bun balanțele început. Balanțele sunt singurele indecise. Da? Și acum depinde dacă ascendentul băiatului este sau nu balanță. Dar ca și zodie, balanța e singura indecisă sau ea dă practic indecizie. Mhm. Dar fecioara, te-ai întâlnit cu ea, gata, el trebuie să știe, își face planul, știe cum, cel își face lecție, dar așteaptă la fel de mult pragmatism și din partea cealaltă și la fel de multă inteligență, exact. Deci e un bărbat bun. Zodiile de pământ sunt zodii de casă. Ah, ok.
Dar atenție, fecioarele preferă și relația cu amantă să fie de lungă durată. Are și amantă. Are, hai că să rămână așa puțin cu Gemini. Hai să nu intrăm în amănunte de genul, că ar, am putea constata că fiecare are... Fiecare are o hipă. Dacă analizăm zodiile pe dualitate, în afară de săgetător, toate zodiile au tendință spre dualitate. Săgetătorul este singura zodie triplă, deci are tendință mult mai mult decât individual. Deci, hai să-l mutăm pe Casanova de la și... Gemeni la săgetător. Da. Și acum mergem la balanță. Indecisul nostru. Nu e indecisul nostru greu, pentru că se și plictisește repede și nici nu se decide foarte ușor. Dacă vreți să vă căsătoriți cu o balanță, s-ar putea să fie mai greu, mai ales dacă a trecut de ani în care îl puteți influența. Nu că este distractiv și este, da? Foarte frumos, da, e foarte frumos lângă el, dar ce mai e interesant la balanță e faptul că știe să fiarbă partenera la foc mic, așa, cu pasiune, cu intensitate, și s-ar putea să vă placă. Și de asta să ne și dorim eventual o căsătorie cu el. Uite așa și uite așa. Dar atenție totuși la indecizia lui. Dacă vreți să-l ajutați sub o formă sau alta să se decidă mai ușor, nu punctați pe chestii materiale, nu punctați pe chestii emoționale, ci pe chestii mentale, inclusiv și la el, și de asemenea pe creativitate. Balanța este o zodie de artă. Apreciază arta, frumosul, divertismentul, ironia și autoironia și foarte multe alte lucruri. Dar în niciun caz nu îl faceți să se plictisească, pentru că și vărsătorii, și gemenii, și balanțele zodii de aer fiind, nu doar că sunt cu capul în nori, dar se și plictisesc foarte ușor, pentru că nu au stare într-un singur loc prea mult timp, pentru că așa sunt ei, mult mai dinamici și au foarte multe gânduri și trebuie să aibă și la fel de multe acțiuni și tot așa. Cum o îmbrac la întâlnirea cu el? Tot cu verde. Tot cu verde? Mhm. Mm-hmm. Frumos. Și acum merg repede către Scorpion. Cum îl cuceresc eu pe Scorpion? Nu știu, cred că se cucerește singur. Da? Mm-hmm. Adică trebuie să... Uită-te la tine, cum ai putea să... Mulțumesc! Mai ales un Scorpion. Da? Da? Adică, de ce este el atras? Scorpion e ca și personalitate în cuplu. Sunt foarte profunzi, foarte intenși, dar mai ales pasional. Deci ar pune accent pe privire, pe gesturi, pe... Da? Ce atent la... Cel mai atent. Oh. Fecioara pe locul 2, Scorpionul cel mai bun investigator din horoscop. Polițistul, sereistul... Deci e bine, trebuie să acordăm atenție atunci și la gesturi și la cum arătăm, da? Culoare negru, radical, dacă se poate, să fie cât mai bine pusă propoziția în context. Nu extremism însă, adică nu da sau ba, dar radical. Putem flirta cu el sau e mai... Da. Se poate mult flirta și bine. Cu... Mm-hmm. Mult și bine. Îi plac jocurile de genul acesta. Îi plac și se lasă sedus, știe să se ducă, seducția e o nouă natură pentru Scorpion. Mă rog, nu e singurul, dar este cel mai... E posesiv? Vizat. Este. Este în egală măsură masochist, dar în egală măsură și inversul masochistului. Joacă roluri, face casă bine, dar are și o răutate pe care trebuie să vă asumați. În ce sens? Nu știi bancul ăla cu Scorpionul și Brasca? Nu. Vrea Scorpionul să treacă și el râul și zice Braștei, mă treci Brasca și pe mine în spate? Nu că mă înțep. Promit că nu te înțep, că dacă te înțep, ne scufundăm amândoi. Bine fie, la mijlocul râului o înțeapă. Păi ce ai zis? Asta e natura mea. Acum îl știi. Da. Așa, deci este ceva acolo care scormonește foarte tare și în natura lui. Deci are puțină maliciozitate așa în el.
zi tu maliciozitate sau profunzime sau durere sau masochism, diverse feluri, dar... Dar e un partener de încredere. Da. Este, este. Și iubește intens și știe să se poarte. Și... Doar că seducția aia s-ar putea să coste. Ca și timp, ca și trăire emoționale, da, pentru că el, fiind și un pic dur, joacă în rolul seducătorului la nivelul lui. Partenera, dacă nu știe câtuși de puțin ce face el acolo, s-ar putea să sufere mai mult decât crede. Îi place să fie cucerit sau cucerește? Ambele. Ambele. Este și masochist și... Deci putem să-l cucerim noi, da? Dacă ni se pune pata... Dar lasă singur. Se lasă singur. Nu facem, nu te punem doar mare. Doar câteva gesturi așa mai... Așa și gata. Bun, frumos. Săgetătorul. Filozoful horoscopului. Tare important ar fi să aibă ce discuta cu voi. Și foarte multă deschidere. Deschidere către a învăța lucruri, către a filozofa sau către a călători sau către a experimenta la modul general. Este și el un impulsiv ca și celelalte zodii de foc. Iubește tot ceea ce înseamnă optimism și bucurie, motiv pentru care dacă vă duceți încruntată și supărată, nu știu ce șanse aveți la acea întâlnire cu un săgetător. Mai depinde un pic și ascendentul dacă se implică emoțional sau nu, dar de regulă săgetătorii merg foarte bine pe drumul lor. Cum spuneam, sunt singurul semn triplu al horoscopului și toți nativi, mă rog, toți, facem abstracție de excepții, nativii din săgetător în general știu să-și urmeze interes. Deci pot să se limiteze un pic sau mai mult sufletește și să pună în relație doar atâta cât dorește să pună. Față de Scorpion, care n-ar putea face lucrul ăsta, ci se implică de-a valma cu totul. A, deci Scorpion se implică cu totul, pe când săgetătorul... Săgetătorul știe, după ce plec de la întâlnire, mă duc să-mi cumpăr aia, după aia mă duc acasă, îmi fac jocul pe PlayStation sau, mă rog, fiecare cu pasiunile lui. După care deja planul e făcut și pentru mâine. Scorpionul încă se mai gândește la întâlnirea pe care a avut-o. Scorpionul e pe pasiune, da, mai ascultă și o melodie care să răscolească. Ce frumos. Poate îi place mai tare, poate îi vine vreo idee. Dar îmi spuneai de săgetător că este filozoful horoscopului. Este cumva atras de același gen de femei care... Păi trebuie să aibă cu cine să filozofeze, da, adică știu. Dacă... nu s-a inventat ceva, el trebuie să aibă cu cine inventa. Deci fiți pregătite pentru discuții cu săgetătorul că... Da, și sunt romantici. Zodiile de foc, să știți că de regulă sunt zodii romantice, pentru că merg pe impuls și merg pe trăirile prin acțiune, prin provocare, prin tot ceea ce se referă practic la dorința energetică, dacă vreți să-i spunem așa. Și atunci rezultă de acolo și romantism, că mai intervine contextul, mai intervine inteligența și așa mai departe, dar ca și situație, mă rog, și zodiile de apă sunt romantice, hai să nu le excludem. Bun, dar iată, totuși și cu răbdare, cu discuții cu săgetătorul. Nu și... răbdare, nu. Nu răbdare? Nu. Nu ne trebuie răbdare, deci, adică direct. E bine totuși, dar e un partener... mai mult sau mai puțin, stabil. Capricornul. Mai taciturn așa puțin, nu? Ce căutați de la Capricorn? Ori căutați să vă fie un soi de mentor, ori căutați să aveți o relație stabilă, dar fără prea multe trăiri emoționale. Adică asta e relația, asta sunt, ăsta sunt, cam așa o să zică un Capricorn. Și ăștia sunt termenii pe care urmează noi să mergem, cam așa stau lucrurile, îți convine bine, nu? Eu am plecat. Deci, e hotărât. Ceva, da, ceva de genul. Adică balanță. Aici este cu răbdare. Stă foarte mult pe gânduri înainte să accepte să iasă sau să se implice într-o relație, pentru că o face destul de serios. Și investește, dar investește în felul lui rece. Ne gândim, este zodia de autoritate a horoscopului, deci este mai repede spune, știi,
tu ar fi bine să te duci la serviciul ăla, tu ar fi bine să schimbi asta în viața conduce. Ta, da, pentru că își dă interesul, pentru că te iubește, dar parcă nu-i vine să-și zică. Da, probabil că arată prin alte gesturi, nu? Prin atitudine mai ales, da. E de bază, e un partener, înțeleg, este, care este, putem baza. Este, dar nu, fiecare cu lecțiile lui. Dar îl cucerim greu pe ăsta. Nu, atâta timp cât el știe ce vrea, e practic ca și de necucerit. Deci dacă leu merge pe orgoliu și îți mai lasă loc să mai flirtezi, să mai îl sucești, capricornul... Dacă nu ești pe tiparul lui, da, mai bine renunți, prea, gata. Prea încălcită situația. Da, interesant. Cum îmbrac la întâlnirea cu el? Ai putea să te îmbraci tot în negru. Sau culori reci. Da. Oricum, dacă nu sunt genul lui, poți să-mi pun și roșu, poți să-mi pun și negru. Da, grenau sau culorile puțin mai, mai dure. Albastru, blomarinul, albastru tare. Dar e mare provocare capricornul ăsta. Da, este, este. Dar întotdeauna o roche neagră pentru capricorn e cea mai indicată decât orice altceva. Da, serios. Capricorn, vărsătorul vine acum. Vărsătorii sunt ciudați horoscopului, da? De ce? Pentru că așa sunt ei mai ciudați. Sunt mai diferiți prin natura lor de a se gândi la viitor și mai puțin de a sta ancorați în trecut, mai puțin pe tradiție, mai mult pe viitor și pe ce ar putea să construiască în viitor, mai artiști, mai arhitecți, mai altfel decât... Construiesc relații, planifică relații, adică vede o relație creativ, pe termen lung? Sau... Da, sunt foarte creativi, sunt și sensibili ca zodie pentru că... este zodie de aer și sunt sensibili pentru că ei se implică și mental. Doar că, mai mult sau mai puțin, trebuie să înțelegeți că au două extreme la care funcționează. Ori una, ori una. Adică foarte greu stau într-un echilibru, ci ori într-o stare, ori în cealaltă. Motiv pentru care, pentru a-i... ține aproape, trebuie să știți să acceptați acest lucru. Dacă acum țipă și peste două minute vă pupă, să nu vă mire, pentru că sunt vărsători. Deci trec ușor de la o stare la alta. Trec. N-aș vrea însă să intrăm în astfel de amănunte, doar să liniez ca idee. Se cuceresc greu? Nu. Nu. Și pot fi și genul care, dacă le place fata, merg cu chitara și fac o mică serenadă sub geam, n-au nicio treabă cu ce frumos. Orice alt. Da, dar sunt ciudați, asta e ideea, da? Sunt ciudați. Ne purta cu mănuși cu ei. Nu, nici vorba, nu. Cu scorpion nu te-ai purta cu mănuși, dar cu vărsător nu prea e cum. Cu scorpion nu mă port cu mănuși? În modul grațios vorbeam. cu ce mă îmbrac? Alb, albastru. Deci alb, argentiu, da? Neapărat să fii șoferiță, neapărat să-ți placă viteza, să știi să pui... De ce nu conduce el? Ba da, conduce, dar trebuie să poată să, poată să bea sau deci să fii la înălțimea lui. Interesant. Nu, este un tip foarte... Na, fiind zodie de viitor, da, își planifică tot, se gândește și la perspective. Și am ajuns la ultima zodie, peștii. Ia, cum pești. Cuceresc eu un pești? Puțin mai greu. Mai greu. Puțin mai greu în sensul că sunt romantici, sunt emotivi, se sacrifică ușor și dacă ai dat un motiv să se sacrifice, probabil că ți-e mai aproape decât... alți bărbați din alte zodii. Dar adică ai lângă tine acolo, te bazezi pe el. Asta nu înseamnă că te apuci și te plângi, aolo, ce greu merge, aolo, ce rău o duc. Oricum, pe partea de sensibilitate. Și asta înseamnă, la fel, cine romantică, chestii de suflet, filme importante, filme psihologice, discuții importante, discuții despre viață, discuții despre principii de viață și tot ceea ce înseamnă
zona afectivă și emoțională de viață. Ca și culoare, tot ce înseamnă pasteluri, la săgetător n-am insistat pe violet. Ai, place violetul. Da, pentru că la pești avem lilaul. Și... Deci nu-i plac culorile alea tare, așa, nu, peștelui? Nu, nu, nu. Mai discret? Discret, mătase... Lucrurile fine? Fin și romantic. Mhm, mhm. Dar e acolo, adică dacă avem pleci... o problemă, nu ne părăsește la greu. Nu, nu. Dacă vrei să pleci într-o excursie, spre exemplu, cu un partener în pești, du-te mai spre Veneția. Dacă vrei să pleci cu un vărsător, du-te mai spre Paris. Dacă... Sau mai spre Dubai. Dacă vrei să pleci cu un berbec, clar, du-te la sporturi extreme. Cu un leu, cel mai bine... ar fi... La un can, așa, să ne... La, da, un monac acolo. Așa, și le luăm la rând să... Da, 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 da. Ia să vedem. Cu taurul, unde mă duc? Cu taurul la munte, în general, sau la tot ceea ce ține de stabilitate, cum ziceam. Cu gemeni? În Olanda, pe la Amsterdam, pe acolo. Dacă nu se răzgândește după ce ai cumpărat... biletele? Biletele, nu știu, te duci și oriunde, n-ar avea... Da. Rac? Tot spre Veneția. Vedem unde plecăm în vacanță cu fiecare zodie. Am văzut că pe Culeu mă duc la Monaco, mă duc la Cannes, unde e lux, unde e frumos. Cu Fecioara, unde o duc? Fecioara, nu știu, trebuie să o acompaniez. N-are mari pretenții, că se mulțumește cu puțin în general. O duc la low cost. Tu la Vatican, poftim. Ah, bun. Într-o deci, călătorie frumoasă. N-are pretenții foarte cu mari. Cu mici costuri. Balanța? Balanța... Asta vrea când la Paris, când în Tunisia. Dar acum sugestia ar fi tot pe partea de artă și de... Mm-hmm. Da. Dacă nu știu că e indecisă, s-ar putea să se răzgândească. Da, de asta am stat și eu puțin cu gânduri. Scorpionul, unde-l duc? Dormitor, Justin și Becu. Nu avem nevoie de călătorii foarte mari. Tot gen romantic. Aha. Da, am văzut foarte, foarte mulți scorpioni care iubesc sporturile extreme, care iubesc lucruri gen ce n-au făcut alții sau ce nu prea se face. Tot ceea ce presupune intensitate, îi convine, îi place. Da. Deci o... Inclusiv atunci, acolo unde stingem și becul. Aruncare cu parașuta sau o călătorie la Las Vegas pentru un scorpion e ok. Săgetătorul? Cât de multe călătorii posibile pe unde n-am mai fost, că îi place să exploreze și, în general, zodiile de foc explorează, deci... niciun caz de două ori în aceeași locație, ci de mai mult mai mult de cunoaștere. Capricorn? Muzee? Mănăstiri? Nu, la mănăstiri ar merge săcetătorii sau scorpioni. Chiar și balanțe. Capricornul mai mult gen orașe de tradiție, Germania sau multă disciplină sau vizite... Dacă e și el autoritar... Vizite, merge. Da, vizite la diverse locații unde nu are loc oricine sau... Da. Și vărsătorul? Am zis că... Vărsătorul merge liniștit în călătorie, nu are... Și peștele, unde îl duc? Romantic. Romantic. Romantic, dar și vacanță. Pentru că este un tip psihologic, interesat de psihologie, va căuta să studieze mult în călătorie, deci un pic de vacanță îl relaxează, în plus de studiile pe care le face el separat de călătorie.
Îți mulțumesc tare mult. Am văzut cum putem să-i seducem în funcție de zodie. Este important să aflați data nașterii și după aceea, iată, lucrurile devin puțin mai simple pentru că veți ști la ce să vă așteptați. Maria Serbo, astrolog, îți mulțumesc tare mult pentru prezența la Human TV. Mulțumesc. Și cele care vor să discute mai mult, să afle mai mult de la tine, te pot găsi pe pagina ta de Facebook, da? Astrolog Maria. Îți mulțumesc din suflet și te mai aștept la Human TV. Vă mulțumesc și vouă și acum nu vă rămâne decât să descoperiți ce zodie are partenerul și în funcție de zodie, de data nașterii, să acționați ca atare. Până data viitoare, eu sunt Flavia Apostol și vă pup cu mare drag.